Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai, ar putea afla astăzi dacă trece în arest la domiciliu. Pascu a cerut săptămâna trecută prin avocații lui să fie trecut din arestul închisorii în cel la domiciliu sub pretextul de a continua studiile. Magistrații judecătoriei Mangalia au respins cererea formulată săptămâna trecută, însă avocații săi au contestat decizia. Care sunt șansele să fie acceptată contestația și ce alte ipoteze sunt posibile, știe colega mea Adina Iliescu. Bun găsit, Adina, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor! Tribunalul Constanța judecă astăzi contestația lui Vlad Pascu, prin care cere schimbarea măsurii preventive. Concret, Vlad Pascu cere să fie eliberat din arestul preventiv și plasat sub măsura arestului la domiciliu, pe motiv că își dorește să își continue studiile și să se pregătească pentru facultate. În fața judecătorilor, Vlad Pascu a declarat, potrivit unor informații, faptul că regretă toate faptele și a recunoscut că s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Mai mult, Vlad Pascu susținea în fața magistraților faptul că în dimineața tragediei acesta nu avea vizibilitate și nu a avut timp de reacție, motiv pentru care, susține el, nu a vrut să producă impactul violent soldat cu doi morți. Instanța a rămas în pronunțare și așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Cert este că decizia magistraților de la Tribunalul Constanța va fi una definitivă. Pe de altă parte, aici la Tribunalul București, unde ne aflăm și noi, a fost primul termen în camera preliminară în dosarul în care Vlad Pascu este cercetat pentru trafic de droguri, dosar în care știm foarte bine că, vă spuneam, este acuzat de trafic de droguri și punerea la dispoziție a locuinței în vederea consumului de substanțe interzise. Mama acestuia este acuzată că ar fi șantajat martorii din dosar, iar tatăl lui Vlad Pascu pentru deținerea nelegală de muniție. Așadar, ședința de astăzi s-a amânat, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 9 aprilie. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristina, mă întorc la tine. Legea privind interzicerea vânzării țigărilor electronice către minori a primit votul final astăzi în Parlament. Colega mea, Iasmina Ardelean, ni se alătură cu detalii despre această nouă lege. Bun găsit, Iasmina, te ascultăm. Bun găsit! Proiectul de lege care își propune să pună capăt epidemiei de vaping a primit votul decisiv din partea deputaților. Practic, magazinele nu vor mai avea voie să vândă țigări electronice ori produse de vapat pentru minori. De asemenea, va fi interzisă comercializarea acestora prin automate. Vânzătorii vor putea cere un act de identitate pentru a verifica vârsta persoanelor care cumpără acest tip de produse. Și firmele de curierat vor trebui să verifice vârsta clienților atunci când livrează produse din tutun. Țigările electronice vor fi interzise și în școli, iar elevii care nu respectă regulamentul vor fi pedepsiți. Proiectul introduce sancțiuni de până la 100.000 de lei în funcție de gravitatea faptei. Documentul va ajunge acum pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Iasmina. Dintre toate trufandalele acestei perioade, urzicile îi ustură cel mai tare la buzunare pe pofticioși. În magazine, un kilogram este aproape 40 de lei. În piețe se vând și la porții de 60 de grame. Am încercat să gătim o astfel de cantitate și n-am reușit să umplem nici măcar o ceșcuță de cafea. În supermarket, urzicile se vând la pungă. Are 500 de grame o astfel de pungă și costă 19 lei. Adică aproape 4 euro pentru jumătate de kilogram. Chiar și carnea de porc sau cea de pui e mai ieftină. Ba, nu vorbești în ziua de azi, domnișoare. Noi voință sau poftă avem, dar dacă ba, nu-i puțin. Mai bine iau un kilogram de carne, îl fac un grătăriel. Că omul trebuie să, cât de cât, să fie și consistent, că astea sunt, până la urmă, scrutități, verzături. Și Dan Negru a rămas surprins de urzicile de lux descoperite într-un magazin. Când le curăț, îți trebuie un metru cub de apă să le curăț. Și eu să dau și pe urzici mulți, mai plătesc și apa, mai bine renunț. În piețe, urzicile sunt și mai scumpe. În piețe, urzicile se vând doar la grămăjoara. Am cumpărat și eu una, am plătit pentru ea 5 lei și o vom cântări. Are 60 de grame, asta înseamnă că pentru 600 de grame de urzici, de exemplu, vom plăti 50 de lei. Adică 1 euro pentru o mână de urzici. Ne-am întrebat dacă sunt suficiente pentru o porție. Din păcate, după ce sunt gătite, se cam pierd în farfurie. Am fiert urzicile, nu ar avea rost să le pun într-o farfurie, sunt foarte puține, așa că am să le pun într-o ceașcă de cafea. Cam atâtea au mai rămas. Vânzătoarea din piață are și o explicație. Spune câte un gram după ele, e greu.
Ați reușit să adunați un kilogram sau nu prea? Am mai adunat. E greu, nu este vânzare. Nu cumpără lumea. Nu, nu sunt bani. Teoretic, prețurile ar trebui să mai scadă după ce în piețe și magazine vor apărea mai multe urzici. Cadourile handmade sunt la mare căutare în această perioadă. Sunt daruri unice pe care designerii le-au pregătit pentru 1 și 8 martie și le expun la târguri de profil. Am mers și noi la un astfel de târg organizat la Cluj-Napoca și iată ce am găsit. Zeci de designeri români și-au expus produsele la un târg al creatorilor handmade organizat la Cluj-Napoca. Ei au realizat cele mai frumoase și interesante cadouri pentru 1 și 8 martie. Cam tot ce aici e ilustrat de mine, printuri de artă, semne de carte pictate, mărțișoare modelate și ilustrate de mine, stickere după ilustrațiile mele și jucării. Acestea nu sunt ilustrate, sunt cusute. Cumva cadouri mai speciale, nu neapărat ce găsim. Mai copilăroase, da. Mai copilăroase și ilustrațiile sunt cu iz de copilărie. Nu lipsesc nici tradiționalele mărțișoare, dar prezentate într-o manieră diferită. O familie din Cluj le pictează manual. Am adus mărțișoare din sticlă Bismarck, lucrate în tehnica Tiffany sau în tehnica vitraliilor, altfel spus. Ce sunt mai speciale acestea față de mărțișoarele clasice pe care le găsim? Pentru că sunt unicate. La unul dintre standuri am găsit-o pe doamna Marta, care lucrează diferite obiecte prin tehnica nodurilor. Copacul vieții, care este simplu sau este din două culori, o pereche, acum cum se îmbină două culori, așa se îmbină soț și soție. Aici mai avem pentru doamne. Avem tot felul de accesorii, toate sunt făcute manual, numai noduri. Manual sunt realizate și produsele de pe standul Dariei. Tânăra, împreună cu o prietenă, realizează obiecte din ceramică. Aici avem câteva produse din ceramică, lucrate de mână. Toate sunt handmade, glazurate de mână, modelate de mână. Niște cadouri mai deosebite. Sunt, da, niște cadouri altfel. Am selectat o gamă variată de bijuterii, lumânări, tot felul de lucruri croșetate, ceramică, ilustrații. Cadouri care se potrivesc pentru femei, pentru doamne, dar sunt și lucruri, să zic așa, din zona alimentară, miere, dulceață, siropuri. Toate realizate de producători români, dar în general din zona Clujului. Târgul cu obiecte handmade se mută de la cazinoul din Cluj în curtea Muzeului Etnografic și va ține până duminică. În timp ce programările la spitalele de stat se fac foarte greu, iar la privat este scump, clujenii care au nevoie de medic stau la cozi pentru consultații gratuite. Sute de pensionari au așteptat la cabinetele mobile ale medicilor care fac voluntariat zilele acestea la sala polivalentă. Consultațiile și analizele gratuite sunt binevenite, mai ales pentru cei cu boli cronice. Holurile sălii polivalente din Cluj-Napoca s-au transformat în spital mobil, cu mai multe cabinete. Zeci de medici oferă consultații și servicii de specialitate gratuite pentru pacienți cu diferite afecțiuni. La coada pentru analize l-am întâlnit pe domnul Oltean. La vârsta care o avem, merită să ne facem un consult cardiologic, să vedem cum stăm cu sănătatea. Dacă e gratuit, e și mai bine. Și aici avem de așteptat, dar la medic mai mult avem, cu programări, cu mai mult timp pierdem acolo. Chiar dacă a așteptat câteva minute bune, este mulțumit că a rămas cu bani în buzunar după vizita medicală. Nu ne permite pensia care o avem să mergem la privat. Dacă am avea pensie specială, atunci am putea merge. Și această doamnă a venit să-și facă analizele. Pentru o programare la spitalele de stat ar trebui să aștepte chiar și câteva luni, iar la privat nu își permite. La un salariu minim pe economie face mult și vedeți că serviciile medicale sunt foarte scumpe. Și ales la analize se așteaptă foarte mult la asta. Da, se așteaptă și te costă. Am fost cu ani în urmă și mi-am făcut la o clinică și m-a costat foarte mult. Nici nu m-am așteptat. Sistemul medical e greu cu programările și de foarte lungă durată. Asta este un mare ajutor, dar toți pacienții trebuie să țină cont că dacă se
descoperă ceva aici, nu trebuie să lase doar, Doamne, m-a văzut medicul, mi-a recomandat ceva, ci să se controleze mai departe la medic. În aceeași situație sunt sute de pacienți care au așteptat la cabinetele medicilor voluntari. Oamenii spun că încearcă să profite de gratuitate, pentru că se descurcă greu atunci când sunt nevoiți să meargă la spital. Bele de trimitere, pe urmă, să faci programare la medic de specialist și... Da, multă timp, mult timp. La privat costă? Da, nu pot să permit. Sunt pensionară. Pe bani e destul de scump să te duci dacă ai pensia mică. Nu poți să te duci. Dacă e nevoie... Pe lângă consultații și analize, s-au făcut și ecografii gratuite, pentru care programările s-au făcut din timp, iar locurile au fost epuizate rapid. Vreau să știu că de anul trecut n-am mai făcut analize și acum, după iarnă, destul de încărcată, poate un pic colesterolul e mare. Campania de prevenție și educație se desfășoară timp de 3 zile la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Apoi va avea loc și în alte orașe din România. Dansul la bară. În ultimii ani, femei și bărbații deopotrivă și-au făcut curaj să pășească în sălile de sport destinate acestui tip de antrenamente. Am fost și noi curioși să vedem cum se desfășoară un curs și am pătruns în culisele unui sport dificil și complex. Azi o să facem o încălzire un pic targetată pe spate și pe picioare ca să putem intra în mișcările despre care am vorbit data trecută. Hai să începem printr-o mișcare de cu neapărat inspirăm, expirăm, hai! Expirăm până jos și apasă. 1, 2, 3, 4. La prima vedere pare doar un curs clasic de fitness, însă odată ce descoperi accesoriile din mijlocul sălii, fără de care acest sport nu există, îți dai seama că nimic nu este ceea ce pare a fi. Dansul la bară este un sport complex care solicită musculatura, necesită echilibru și forțează flexibilitatea naturală a corpului. Iar odată ce reușești să-ți învingi limitele, rezultatul este spectaculos. În sala de antrenamente l-am întâlnit pe Silviu, un dansator profesionist care a decis în urmă cu câțiva ani să facă o schimbare radicală de stil. Diversitatea, faptul că îmi permite să descoper un nou limbaj de mișcare, asta mă fascinează. Pentru Silviu, sportul acesta reprezintă nu doar o activitate fizică, ci și un mod de exprimare. Este primul bărbat din țara noastră care a participat la campionatul mondial de dans la bară și aerial yoga. Ba chiar a câștigat medalia de bronz pentru performanțele sale. Vin dintr-un background de dansator, prima oară am practicat breakdance-ul, care mai nou este și sport olimpic, iar după asta am studiat dansul contemporan la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Complicat și totuși provocator, acest sport este o combinație inedită între aerobic, pilates și acrobație. Exercițiile sunt practicate de regulă la înălțime și este nevoie de multă forță pentru a susține întreaga greutate a corpului. Și stai, respiră. Și stai din nou și respiră. Picioare, fixează-ți poziția. Corect. Respiră, deschide și stai bine, Maria. Super. Păi eu l-am descoperit pentru că simțeam nevoia de o schimbare. Mă plictisem să ridic de fiare, să-mi forțez articulațiile cu greutăți nenecesare. Aici lucrez cu greutatea propriului corp. Îți împingi flexibilitatea dincolo de limite? Dansul la bară este un sport cu două ramificații. Una sportivă, extrem de strict controlată în competițiile internaționale, și una bazată pe interpretare, care tinde spre sfera coreografică. În țara noastră s-a creat deja și o federație dedicată acestui sport, astfel încât România să poată participa la Jocurile Olimpice. Foarte bine, Silviu! Bine vârfurile! Respiră și zâmbește-ne, te rog. Așa. Bine, 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 bine. Odată cu trecerea anilor și înaintarea în vârstă, metabolismul ni se schimbă, kilogramele se acumulează, iar silueta nu mai este la fel ca în tinerețe.
un motiv care pentru multe femei poate provoca suferință. Așa că am invitat-o în platoul știrilor Canal de pe Anca Lungulesei, terapeut în nutriție, să discutăm despre dietă, acceptare și trucuri pentru a ne simți bine în corpul nostru, indiferent de vârstă. Bine te-am găsit, Anca! Mulțumesc pentru invitație! În primul rând, aș vrea să știu când încep aceste transformări. E nevoie să înțelegem că atunci când vine vorba despre siluetă, dar în general despre sănătatea organismului, toate acestea stau sub cupola metabolismului. Și odată cu înaintarea în vârstă, cam de la 20 de ani încolo, metabolismul începe să se deterioreze. De ce? Din cauza stilului de viață, dar în primul rând sunt factorii aceștia biologici care produc deteriorarea metabolică. Și în momentul în care începem să avem diverse stiluri de viață, testăm tot felul de diete, nu avem neapărat o rutină sau anumite reguli pe care de care să ne ținem zi de zi, metabolismul se deteriorează din ce în ce mai mult. Când vine vorba despre femei, femeile sunt o categorie aparte. De ce? Pentru că vorbim de hormoni. Din păcate, femeile sunt mult dezavantajate față de bărbați, pentru că aici intervin hormonii la noi femeile. Și odată cu vârsta, odată cu perimenopauza, de exemplu, 40-45 de ani, începe menopauza să se instaleze, metabolismul devine din ce în ce mai lent. Asta înseamnă că e nevoie de ajustări constante, astfel încât corpul să aibă forma pe care noi ne-o dorim. Alături de trecerea anilor și factorii pe care deja i-ai menționat, mai există ceva ce trebuie spus? Cred că lipsa iubirii de sine. De aici ar fi trebuit să plecăm, dar cumva toată lumea așteaptă soluții de astea minune peste noapte. Suntem încurajați, de fapt, de societatea în care trăim să ne raportăm anumitor tipare și anumitor imagini ale perfecțiunii. Toate acestea înseamnă marketing și vând, evident. O imagine perfectă întotdeauna va vinde. Dar asta produce o problemă generală în felul în care ajunge femeia să se vadă pe ea însăși. E foarte important să fim conștienți de faptul că noi nu suntem corpul nostru și nu suntem un număr de kilograme sau o mărime la haine. Și cu cât ieșim mai rapid din această mentalitate, ne dăm seama de fapt că e nevoie întâi să iubim corpul pe care îl avem, ca apoi să putem produce schimbări și transformări uluitoare la nivel de corp și implicit la nivel de imagine corporală. Se întâmplă de foarte multe ori ca atunci când acumulăm kilograme în plus să ne afecteze stima de sine. Absolut. Întotdeauna un corp care nu este în tiparul pe care eu mi-l doresc personal pentru mine sau în tiparul societății în care eu trăiesc, stima de sine are cel mai mult de suferit. Și nu numai stima de sine, ci încrederea în sine, și ambele sunt puse sub umbrela valorii de sine. Deci, practic, greutatea corporală sau forma corpului meu din anumite momente în viață deteriorează valoarea aceasta interioară. Și n-ar trebui să fie așa, pentru că eu sunt cine sunt nu datorită corpului, ci aceea eu sunt în interiorul meu. Și e foarte important să facem această distanțare și să înțelegem că indiferent dacă am 20 de kilograme în plus sau 10 sau 30, eu sunt la fel de valoroasă în interior, dar trebuie să mă văd, adică trebuie cu adevărat să încep să mă iubesc ca să pot să-mi transform corpul. Ce alimente ar trebui să conțină o dietă echilibrată? Nu cred că e nevoie neapărat să punem degetul pe anumite alimente, că sunt mai bune sau mai puțin bune, ci e nevoie să înțelegem că avem nevoie de un stil alimentar, un stil de viață. Majoritatea persoanelor trăiesc haotic. De ce? Pentru că societatea este de așa natură, pentru că suntem împrăștiați peste tot în exteriorul nostru și atunci punem pe seama faptului că nu avem timp, pentru că avem alte priorități în viață și nu avem timp să ne implicăm într-un stil de viață activ. Dincolo de ce alimente ar trebui să consum, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, cred că e mai valoros să înțeleg cu ce m-ar ajuta pe mine să am cu adevărat un stil de viață, adică să integrez în rutina mea zilnică anumite reguli, anumite principii pe care să le și respect, de la care să mă abat foarte rar. Și este indispensabil să înțeleg faptul că odată cu trecerea în vârstă, odată cu maturizarea organismului, ca să nu spunem îmbătrânire,
corpul are nevoie din ce în ce mai multă de atenția noastră. Deci are nevoie să fie pus într-un context în care el să-și poată desfășura activitatea metabolică. Pentru că, iată, hormonii nu ne lasă să ajungem la 50 de ani sau la 60 de ani cu silueta acolo unde ne dorim. Deci avem nevoie de un stil de viață și avem nevoie de reguli și de disciplină. Știu că asta nu este pe gustul nostru, dar e nevoie de ea. Anca, îți mulțumesc tare mult. Te mai aștept aici, în platoul Știrilor Canal. Într-o familie de artiști, chiar și iubirea este o artă, una dusă la perfecțiune din moment ce rezistă de peste 3 decenii. Povestea de dragoste dintre Matilda Pascal Cojocărița și soțul ei, Ștefan Cigu, este o împletire complexă între sentimente, comunicare și provocările vieții. Care este secretul longevității unei relații și cum se desfășoară acum viața artistei, aflăm chiar de la ea și de la soțul ei. Matilda Pascal Cojocărița și soțul ei, Ștefan Cigu, sunt exemplul viu că dragostea nu are vârstă. Sunt împreună de peste 30 de ani, dar iubirea dintre ei este la fel ca în prima zi. Destinul așa a fost de la Dumnezeu, că zice că scenariul îi face Dumnezeu. Și știm, da. Vorba aia, mi-a dat Dumnezeu după inima mea pentru că sunt un om credincios. Cred că am făcut cea mai bună alegere. Și dacă ar trebui, aș face tot același lucru. Nu știu el dacă ar face la fel. Povestea lor a început pe scenă și a continuat mult după terminarea aplauzelor. Artista venea la acel moment cu un bagaj emoțional uriaș, o căsnicie eșuată și un copil aflat în grija ei. Ștefan avea și el 2 copii din căsnicia anterioară, iar mixul celor 2 familii le-a ridicat nenumărate provocări. Matilda s-a mutat în Bistrița pentru a da o șansă iubirilor. Suntem bine, de ani de zile împreună. Am început destul de greu, foarte greu am început. Am venit cu o valiză de la Iași la Bistrița, deci pentru dragoste, pentru iubire. La 2 copii, deci nu este ușor. Am colege care mi-au zis, ce Dumnezeu, cum ai putut să faci asta și cum poți sau pe vremea aceea? Da, pentru dragoste și pentru... Mai copii, mai mic al treilea, ce să faceți voi? Lasă că să rezistăm. Tot ce am făcut numai din dragoste și din iubire pentru toată lumea. Eu am o inimă foarte mare, încape foarte mult aici în sufletul meu și cine îmi intră în suflet, greul scot. Dornic să se reinventeze, Ștefan, violonistul care scoate mereu în evidență vocea impecabilă a soției sale în timpul concertelor pe care le susțin, și-a dorit să se perfecționeze. La vârsta la care cei mai mulți se bucură să-și lase copiii să zboare de acasă, el a ales să experimenteze din nou aventura studiului. La 40 de ani să stai pe treptele conservatorului și să aștept să intri și așa este alături de cel de 19-20 de ani. Deci e a fost o experiență unică, foarte interesant. Fostă primă Miss România, artista în vârstă de 65 de ani, arată impecabil și se mândrește cu asta. Se menține într-o formă de zile mari și este obișnuită să primească complimente din partea celorlalți. Chiar și familia o alintă, regește. Îmi spune Mati, sau Regina, acasă mi se spune Regina, copiii îmi spun Regina, așa. De asta este acest decor regal pentru Regina voastră, Regina noastră. Da. Nimic nu este întâmplător. Așa este. Conduc copiii, știi, cu mașina mea, un buș de sunt de 7 ori, când stăm acolo toți așa și... Nu, a venit Regina, acum așteptăm Regina. Da. Da. Mă onorează, adică îmi place. Cuplul are un singur vis pe care nu a reușit să-l îndeplinească în toți acești ani, aniversarea căsniciei lor. Ne chinuim de la 25 de ani să sărbătorim și tot în fiecare an zic, lasă că la anul, când avem timp. Dar precis anul ăsta? Promiți tu? Fii atent că este luna iubirii. Luna iubirii? Pe cum ți-ai promis? Da, promisiunea ca și... realizată. Da. Anul acesta, Matilda Pascal Cojocărița și soțul ei își doresc să ajungă într-un bine meritat concediu în zonele calde, însă până atunci se relaxează câteva zile la casa lor din Sovata, refugiul unde își găsesc liniștea. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, diseară de la ora 20 începe un nou episod din serialul O Dragoste, care aduce în fața publicului teme relevante din societatea noastră. O poveste de iubire a 2 tineri care vin din 2 lumi diferite, una conservatoare și una modernă, fiecare cu reguli, tradiții și prejudecăți greu de depășit. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!
Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare în est și în sud. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe crestele Carpaților meridionali, dar și în Banat. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade în extremitatea sud-estică și 21 de grade în vestul țării. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult senin și se vor înregistra 15 grade în Târgoviște, 15 grade și în Ploiești. În Transilvania avem parte de vreme plăcută, se vor înregistra până la 17 grade în Sibiu, la fel și în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime ating iată 14 grade în Galați, 14 grade și în Iași. În vestul țării predomină atmosfera însorită, mercurul din termometre urcă la 19 grade în Timișoara, la fel și în Arad. În Oltenia, vremea va fi caldă, ne bucurăm de un cer în mare parte senin și se vor înregistra 17 grade în Slatina, 16 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea va fi o zi plăcută și însorită, iar termometrele vor indica până la 15 grade în Mecidia, 14 grade în Tulcea. În capitală, valorile termice, deși în ușoară scădere, vor fi în continuare mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima atinge 15 grade. La noapte avem cer variabil, iar spre dimineață se va semna la ceață. Temperatura minimă coboară la 3 grade. Mâine veștile sunt în continuare foarte bune, asta pentru că vremea se menține caldă. Ne bucurăm și de intervale cu soare, iar în jurul prânzului vor fi până la 16 grade. La munte, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări în munții Banatului și pe crestele Carpaților meridionali. Se vor înregistra 10 grade în Sinaia, 15 grade la Stâna de Vale. Iar acum prognoza meteo personalizată. Cristiana m-a întrebat cum va fi vremea mâine în București. Maxima ajunge la 16 grade, iar cerul va fi senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. Vă dupamiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.